Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea de astăzi se intitulează Pactul Național pentru Sport, o urgență imediată. Stimați colegi, după Olimpiada de vară de la Beijing, în care România a regresat puternic, câștigând doar 8 medalii olimpice, a apărut din ce în ce mai mult necesitatea unei strategii care să schimbe realitatea din sportul românesc, o strategie ale cărui principii să se constituie în Pactul Național pentru Sport, după modelul Pactului Național pentru Educație. Din păcate, privim cu nostalgie către trecut, către Olimpiada de vară de la Los Angeles, în care România a obținut un număr de 53 de medalii, dintre care 20 de aur, performanță extraordinară care a calificat România pe locul 2 la acea olimpiadă. Revelantă pentru noi sunt ciclurile olimpice 1996-2000 și 2000-2004, în urma cărora România a câștigat la Sydney în anul 2000 un număr de 26 de medalii și la Atena în anul 2004 un număr de 19 medalii. Din păcate, începând cu Olimpiada de la Beijing și continuând cu Olimpiada de la Londra, numărul medaliilor a scăzut constant. Rezultatele ultimele două cicluri olimpice însumând 4 medalii la Rio și 4 la Tokyo. La Tokyo, doar două federații au reușit să urce pe podium, canotajul și scrima, și foarte puțini au reușit să obțină, să se califice în sferturi, acolo unde încă se punctează. Dacă în perioada 96-2004 am ținut steagul sus în rândul performanțelor, în 2004 s-a manifestat un puternic regres. În realitate, regresul a fost favorizat de faptul că nu s-a întâmplat nimic, deși legea 69/2000 a fost modificată de foarte multe ori, ca urmare a propunerilor federațiilor naționale și ca urmare a propunerilor Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ca urmare a negocierilor cu reprezentanții Consiliului Concurenței, ultima modificare fiind prin legea 90/2018, fără a se stimula sau a se obliga administrațiile publice locale la finanțarea sportului local. Faptul că legea 69/2000 prevede doar finanțarea sportului local, posibilitatea ca administrațiile publice locale să sprijine sportul local nu au fost foarte convingătoare pentru autoritățile locale care au făcut din finanțarea unor evenimente sportive simple exerciții de imagine și atât, fără o strategie coerentă de dezvoltare și finanțare măcar pe un minim de 4 ani de zile. Legea Educației Fizice Naționale a fost schimbată de multe ori, fiind unul dintre actele normative care a suferit între cele mai multe modificări și completări, dar niciodată nu s-a pus în acord cu dispozițiile legii 69/2000 în materia orilor de educație fizică din trunchiul comun. Deși au existat numeroase consultări pe acest subiect, deși au fost depuse numeroase propuneri de modificare și coroborarea dispozițiilor celor două legi menționate, cele 3 ore de sport pentru gimnaziu și 2 ore de sport pentru liceu, privite fiind ca un minim absolut necesar, nu au primit undă verde nici până în acest moment. Cluburile sportive școlare se află de la mijlocul anilor 2000 într-o subfinanțare. Deși legislativul a adoptat normative de descentralizare și preluarea acestor cluburi de către administrațiile publice locale, procedura efectivă a întârziat însă să-și facă efectele. Deși infrastructura mare, și aici mă refer la stadioane sau săli polivalente, administrațiile publice locale au făcut câte ceva în acest sens, infrastructura școlară a rămas în urmă și acolo unde au fost reabilitate sălile de sport și terenul de sport școlare. Vă rog să vă apropiați de concluzie, domnule deputat. Nu au avut înțelepciunea și seriozitatea intervalelor pentru pregătirea sportivilor de la legitimați la liceile cu program sportiv sau cluburile sportive școlare. Da, s-au făcut stadioane și săli polivalente, dar nu s-au construit baze de pregătire pentru cantonamente moderne, nu s-au construit baze olimpice, centre olimpice sau de pregătire, perfecționare educației și recuperare. Deputat de Iași, Vasile, câte vă mulțumesc.